Dar râsul plânsul CFR Călători riscă să intre în faliment. Acest lucru după ce guvernul a stabilit că întârzierile costă și obligă compania să-i despăgubească pe călători în funcție de minutele de întârziere. Și cum în România aproape că nu e tren care să ajungă la timp la destinație, e posibil ca acest lucru să coste extrem de scump compania de călători. În România, mersul cu trenul este o adevărată aventură. Lăsând la o parte condițiile din vagoane, de cele mai multe ori precare, cea mai mare problemă o reprezintă întârzierile. Au fost cazuri extreme în care o călătorie de 5 ore a durat dublu. Însă, din 2024, fiecare minut de întârziere va costa. Călătorii pot primi despăgubiri de până la 50% din prețul de transport dacă trenul întârzie mai mult de 120 de minute. Chiar astăzi, trenul care trebuia să ajungă la ora 11 în gara din Drobeta Turnu Severin a avut o întârziere de 60 de minute. Vedem care întârziere, la cât trebuia să ajungă, practic? 10 la 11 și 5. Și stați aici în frig încă o oră, practic? Da, dar încă 60 de minute are întârziere. Sunteți obișnuit cu astfel de întârzieri din partea aceea? Asta e, n-avem ce să facem. Ce să facem? Știți că dacă trenul are întârziere, veți putea fi despăgubit mai nou. Cei de la CFR vă pot despăgubi. Da, 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 știam, dar asta e, ce să facem, toată lumea așteaptă. Dacă e iarna, acum... Așteptați de mult? Păi da, păi da, am venit mai devreme cu jumătate de oră. Da. Și atunci... Trenul are întârziere 60 de minute? Păi... Stai pe aici. Degeaba. Despăgubirile se calculează în funcție de durata întârzierii și tariful biletului. Sumele primite pot ajunge până la 50% din prețul de transport dacă întârzierea este mai mare de 2 ore. Ultimul tren trebuia să ajungă în gara din Drobeta Turnu Severin în urmă cu 27 de minute, mai exact la ora 10 și 59 de minute și trebuia să plece la ora 11 și 11 minute. Acesta vine din direcția București, însă are o întârziere de 60 de minute. Astfel că călătorii au de așteptat o oră, cel puțin o oră, pentru a putea pleca în direcția următoare. Nu aveți dreptul la despăgubire în cazul în care sunteți informat cu privire la întârziere înainte de cumpărarea biletului de transport sau în cazul în care întârzierea se datorează continuării călătoriei la bordul altui tren.